Versetul 10 din Psalmul 145, care s-a citit în seara aceasta, ne cheamă la binecuvântare, să binecuvântăm pe Domnul. Și ar vrea să binecuvântăm și noi numele Celui ce ne poate binecuvânta. Și îmi doresc cu toată inima mesajul din seara aceasta să fie o binecuvântare pentru sufletele noastre în locul acesta. De aceea spunem, Doamne, vorbește-ne tuturora, amin. Ne apropiem de cartea Estera, o carte cunoscută, o carte grea, nu din pricina pasajelor, ci din pricina situațiilor. Am citit și s-o citit în seara aceasta un pasaj greu, greu de gestionat, greu de soluționat, dar știți ce a fost bine? Că orice problemă grea, alea ușoare să le rezolvăm noi. Și alea grele să le punem în mâna lui Dumnezeu. De fapt, vă spun, și respiratul e o problemă grea. Că spui, ce e greu? Să respiri. Știți că e un har de la Dumnezeu să poți respira? Vă aduceți aminte de perioada de COVID? Că era foarte greu să respiri. Numai un pic umblă Dumnezeu la robinet și nu mai poți respira. De-aia noi n-avem probleme ușoare. Noi tot ce avem punem în mâna lui Dumnezeu. Și ar vrea, dacă te confrunți în seara aceasta cu vreo problemă, Domnul să aducă soluție la problema ta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Generația actuală de oameni e o generație care dorește foarte mult predici din astea motivaționale. Tu poți, nu-i problemă, mergi înainte. Și foarte greu la generația actuală să vorbești de încercare. Am spus de multe ori, la omul bogat niciodată nu-i vorbi de moarte. Să nu cumva să vorbești la un bogat de moarte. Vorbește-i de bursă, vorbește-i de prosperitate, dar nu cumva să-i spui de pompe funebre, să-i spui că ai fost la o mormântare. Imediat pălește, imediat se schimbă la față și sună telefonul care e de plecat. Nu vrea să stea la discuții. În seara aceasta aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, știu că ar fi fost mai ușor să vorbim din pasajul din cartea Esterei, să vorbim despre cum a câștigat Estera concursul de frumusețe, să vorbim despre chefurile lui Ahasveroș, să vorbim de funcția care a primit-o Mardoheu, dar totuși în seara aceasta, pentru că suntem în luna în care s-a denumit luna aceasta și vom vorbi în luna aceasta despre încercarea credinței sau credința încercată. În seara asta vreau să vorbesc cu ajutorul lui Dumnezeu despre încercare. Și acum știu că o să zic, bă, poate duminica seara trebuia altceva. Dar vă spun, toți oamenii chemați de Dumnezeu, toți oamenii folosiți de Dumnezeu, au fost, sunt și vor fi încercați. Indiferent de situația financiară care o ai, indiferent de situația politică, poate, în care ești implicat, într-o zi te vei întâlni cu încercare. Vedem că încercarea o pătruns până în palat. Încercarea nu are ușă care să o țină la departe de tine. Nu este cheie să te separi de încercare. Spune cuvântul Domnului că mesajul încercării o ajuns până la împărăteasă. Unde zici, Domne, acolo ar trebui să fie liniște. Știți ceva? Să iei concursul de frumusețe, îi mila lui Dumnezeu. Că te-a ajutat să iei concursul de frumusețe, când privești la Estera, da? Spui, o luat concursul de frumusețe și o câștigat. Dar ca să intervii într-o problemă gravă, acolo trebuie să fii un om al credinței. Și credința trebuie încercată. Și Dumnezeu pe femeia aceasta frumoasă, pe care o a ajutat-o să câștige, între alte femei frumoase, Dumnezeu o testează. Și vreau să-ți spun, care poate pui preț foarte tare de tine, pe tine, pe exterior, pe calități, pe ceea ce ești tu înzestrată, într-o zi, toți ne vom întâlni cu încercarea. Toți. Dumnezeu pentru situațiile dificile pregătește oamenii. Dumnezeu l-a pregătit pe Mardoheu pentru situația dificilă. Dumnezeu a pregătit-o pe Estera și Dumnezeu a folosit în generația respectivă, au folosit acești doi oameni prin care să vină soluția, să se aducă soluția la problema de criză. Acum vreau să-ți spun ceva. Noi pe pământul acesta am fost lăsați cu un scop. Scopul este să împlinim planul lui Dumnezeu în generația noastră. Pe noi nu ne-a creat Dumnezeu să plătim
Acum să nu mă înțelegeți greșit. Să mergem pentru a plăti impozite la stat. Trebuie plătite. Nu pentru asta ne-o crea. Nu ne-o crea Dumnezeu să urcăm într-o situație financiară din asta explozivă. Ci Dumnezeu, cu fiecare tânăr, cu fiecare om în vârstă, Dumnezeu are un plan în generația în care l-a așezat. Dacă ne uităm la prima vedere în pasajul acesta, vedem că se confruntă poporul lui Dumnezeu, se confruntă cu ce? Cu moartea. Auzi, față în față cu moartea. Dar știți că Estera se confrunta cu moartea din două părți. Și de la Haman, cu care trebuia să fie omorât tot poporul, și se confruntă și cu moartea care o aștepta dacă împăratul nu întindea toiagul, da? Acum, la Ester a fost ceva interesant, da? Trebuia să aleagă mâna cui vrea să o omoare. Trebuia să aleagă, mă, cine aleg să mă omoare? Să mă omoare Haman sau să mă omoare împăratul, să dea împăratul ordin? Și știți ce a ales femeia asta? După zile de post, o să vedem imediat, după ce a intrat înaintea lui Dumnezeu, știți la ce concluzie a ajuns? Mai bine să fiu omorâtă de cel ce mă iubește. Că zice că împăratul o iubea, o poftea, îi poftea frumusețea, era dorită de împărat. Și a zis, dacă totuși mă omoară, măcar nu mă omoară prăvăditul ăsta, nu mă omoară ciudosul ăsta, măcar să mă duc să mă omoare ăla care mă iubește. Și știți ce a fost marele secret? Că cel ce o iubit-o, nu a omorât-o, ci o da viața. De aceea vreau să-ți spun în seara aceasta, referitor la pasajul acesta, tu n-ai venit la voia întâmplării în locul acesta. Tu poate te gândești că situația în care te afli, Dumnezeu nu mai are niciun gând bun pentru tine. Îți spun ceva, pentru că te iubește, El are gânduri de viață pentru tine. El are gânduri de binecuvântare pentru sufletul tău. Și zice-i Baiut, și dacă spui, Dumnezeu pe mine nu mă-mi bag în seamă, aștept într-o zi să mă omoare, totuși, du-te înaintea Lui și o să vezi dacă te va omorâ sau dacă îți va dea viața. Vă spun, toți au trebuit într-o zi, într-o seară, ca seara aceasta, să luăm decizia ce facem. Uite-te, alcoolul cu siguranță te va omorâ. Țigarea cu siguranță, drogurile și așa mai departe. Păcatul te omoară. Chiar dacă diavolul îți distorsionează privirea, să crezi că Dumnezeu te va nimici, totuși Dumnezeu îți spune în seara asta, iubește sufletul tău. Și eu transmis Mardoheu Esterei, eu transmis un mesaj și spune așa, și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Vreau să-ți spun, doamnă, prieten, tânăr, drag, care ești aici, cine știe dacă nu pentru vremea aceasta prin care treci prin încercare? Cine știe dacă nu pentru vremea aceasta ai ajuns la împărăție în seara asta? Cine știe dacă nu-i seara în care Dumnezeu e gata să-ți dea soluția? De aceea spun, tu nu ești la voia întâmplării. Tu n-ai ajuns aici în mijlocul împărăției lui Dumnezeu la voia întâmplării. Și spun ceva. Domnul poate să întingă de toiagul de binecuvântare spre tine. Și în loc de moarte să scrie viață, în loc de boală să scrie vindecare, în loc de nimicire să scrie ridicare în seara aceasta. Măriți să fie numele Domnului. Vreau să ne uităm la perioada de încercare și mesajul este credința încercată. Un mesaj simplu, un titlu simplu, ușor de ținut minte. Și vreau să ne uităm la pasajul acesta și să vedem ce soluții, ce lucruri găsim în vremea de încercare? Cu ce ne confruntăm în vremea de încercare? Primul lucru care vreau să-l ținem minte este că încercarea scoate la suprafață stări pe care nu le-ai mai avut. Când omul trece prin încercare, se confruntă cu stări pe care nu le-a mai trăit niciodată. Auziți ce spune versetul 1? Mardoheu, care era om politic, stătea la poartă din pricina că avea funcție înaltă. Că dacă avea, era unul din ăsta, știți că la poartă atunci stăteau oamenii politici, acum la poartă stă ăsta ce ne vizitează marțiara la poartă și nu ne agață pe fiecare, da? Da, și jandarmii ne ajutau într-o marțiară. Vă spun în seara aceasta, el stătea acolo pentru că avea o funcție înaltă. De aceea Haman n-a putut să-l împingă. De aia s-o temu de Mardoheu. Și nu-i cădea bine că nu-și pleca genunchiul. Dacă era unul din ăsta cu dăm 10 lei, imediat îl
Îl trecea pe trotuarul ăla sau îl ducea undeva la ieșire din Timișoara. Nu era o problemă, dar era așezat acolo. Și știți ce era interesant? Omul politic, Mardoheu, omul care a fost ridicat de Dumnezeu în funcție înaltă, la vremea încercării, trece printr-o situație prin care nu mai trecut niciodată. Și auziți versetul 1 ce spune și versetul 2. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății scoțând cu putere, strigă-te amare, și-a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită, oricărui era îmbrăcat în sac. Auziți, omul politic, omul care totdeauna a fost în funcție înaltă, care a fost respectat la poartă, toți care intrau nu-și plecau genunchiul, dar îi dădeau bună ziua. Era un om respectat. Spune că l-a adus încercarea în vremea în care o scos strigăte amare, pentru că încercarea ne aduce în situații prin care n-a mai trecut niciodată. Ăsta e primul lucru care vreau să-l ține minte. E un moment în care s-ar putea să-ți meargă bine. Dom'le, ai luat concursul de frumusețe, te-or aprecia toate, te-or aprecia toți, și-o zis, cum ai reușit? Cu ce cremă te-ai dat? Cum ai reușit de a-i lua concursul de frumusețe? Când te-ai instalat și tu la palat, deja te-ai obișnuit cu ritualul zilnic la palat, cu toate obiceiurile, dintr-o dată vine o veste. Vine o veste și de la poartă intră vestea în palat și o afectează și pe împărăteasă. Auzi, nici bine nu s-a instalat la palat, nici bine nu a început să numere banii de la concursul de frumusețe, nici măcar nu a așezat să-și pună toate ustensilele acolo în dulăpiorul de make-up, sau cum să zice, nu? Nici nu a apucat să le aranjeze toate și primește o veste. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Zice cuvântul Domnului, versetul 4, slujnicele Esterei și famenii au venit și i-au spus lucrul acesta. Și auziți acum, trece Estera printr-o situație prin care nu a mai trecut niciodată. Și încercarea scoate la suprafață stări cu care nu s-a mai confruntat. Zice, atunci împărăteasa, spune versetul 4, zice, și împărăteasa a rămas cum? Îngrozită. După ce te-ai așezat, după ce ai început să crești, să fii prosper, primești o veste, primești o analiză. Știi că încercarea te trece prin stări prin care n-ai mai trecut niciodată? Știi că plânsul, cel mai bun plâns și cel mai amar și din toată inima, știi când îl scoți? La vremea de încercare. La vremea de încercare, scoate strigăte amare și cel de sus și cel de jos. Pentru că Dumnezeu aduce vremea de încercare peste fiecare. Dar să știți, stările astea prin care trecem sunt binefăcătoare înaintea lui Dumnezeu. Plânsul, sunt unii atâta de împietriți, nimic nu-i mișcă. Nimic absolut. Dar știi când îi mișcă? Când aud vestea că e ceva personal de ei. Că nu se mai pot bucura de concediu, că nu se mai pot bucura de dezvoltarea financiară cu care au fost obișnuit, în momentul acela știi ce face? Se prăbușește. Știți că și Iosif a avut un moment din acesta, a trecut printr-o stare din cauza încercării, prin care nu a mai trecut niciodată, se predica duminica trecută, duminica seara, că Iosif, capitolul 45, versetul 1 și versetul 2, zice Biblia, când or veni frații lui la el și au început să li se descoperă, când i-au văzut pe frații lui, știți ce spune cuvântul Domnului? Că Iosif a scos strigăte mari, de la au auzit toți egiptenii. Când a mai făcut Iosif așa ceva? Niciodată! Încercarea ne aduce în situații și scoate din noi lucruri care nu le-a mai scos niciodată. Te simți vulnerabil? Vezi cu lacrimile pe obraz? Te aude toată lumea, te întreabă, dar ce-i cu tine? Devii marța la rugăciune, mă! Că tu n-ai venit de 10 ani la rugăciune. Frate, mi-au venit analizele. Oh, cât de bune stările astea. Că stările astea ne mai aduc marța la rugăciune. Ne mai aduc joia la biserică. Când îți merge bine, ești numai pe drumurile tale. Dar Dumnezeu îngăduie încercarea în viața noastră. Ca să scoată din noi partea sensibilă. Iosif o plâns de nu l-a mai interesat. Uitați-vă la un om care trece printr-o încercare. Știi că nu-l interesează cine e în stânga lui și cine e în dreapta? Știți că nu-l interesează că iasă la ungerea cu un de lemn și l-au judecat frații, oare ce are de iasă la... Nu-l mai interesează.
Pentru că sunt momente în care Dumnezeu testează omul. Prorocul Daniel, unul din, sau preferatul meu după Domnul Iisus, pentru că îi port numele, omul acesta și el a primit o veste care eu l-a zguduit. Dar știți ce a făcut omul acesta? Și ăsta o scos din el partea sensibilă. Când primește Daniel vestea, capitolul 6 din Daniel, versetul 10 și 11, zice că o deschis fereastra, o primit vestea ca și împărăteasa. Împărăteasa s-a îngrozit. Zice Daniel când a aflat că s-a iscălit, exact ca și în cartea Esterei, s-a iscălit porunca să fie omorât, să nu, dacă se mai închină lui Dumnezeu. Știi ce face Daniel? Scoate partea sensibilă și o pune înaintea lui Dumnezeu. O pune înaintea lui Dumnezeu și pleacă genunchiul înaintea lui și recunoaște că are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și știți ce face Dumnezeu cu el? Ascultați-mă! Cei care trebuiau să-l sfâșie sunt singurii care nu l-au mușcat. Înțelegeți? L-au fost aruncat în groapa cu lei de aia care mușcau de afară, da? Și au zis, no, și noi te-am mușcat. Dar când ajungi jos în groapă, o să te sfâșie ăștia de nu mai rămâne nimic din tine. Știți ce s-a dovedit? Că ăia care mușcau mai tare nu i-au făcut nimic. Lei au fost singurii care nu au deschis gura. În rest, toți au deschis gura împotriva lui Daniel. Toți au deschis gura să-l înghită. Dar Dumnezeu închide gura leului, închide gura leilor și le arată Dumnezeu că el are putere în vremea de încercare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Încercarea scoate din interiorul nostru stări prin care n-am mai trecut niciodată. Al doilea lucru care vreau să îl vedem din pasajul acesta, în vremea de încercare, apelează doar la ceea ce te poate ajuta. Știți că noi în vremea de încercare suntem obișnuiți să apelăm la fel și fel de metode, fel și fel de lucruri, numai ca să ieșim din încercare. Dar nu toate lucrurile ne ajută. Și auziți ce spune versetul 13 și versetul 14. Că vremea de încercare e o vreme hotărâtă de Dumnezeu, dar nu orice soluție te scoate din încercare. Versetul 13. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Știi ce îi spune Mardoheu? Îi spune așa, vezi că locul ăla pe care stai, să nu te uiți de sus la noi. Să nu crezi că tu ai centura de siguranță din cauza că ești în casa împăratului. În vremea de încercare, scaunul împăratului nu te poate ajuta. Vremea de încercare, poziția socială în care te afli, nu te poate ajuta. Și transmite lucrul acesta Mardoheu Esterei. Și spune așa, căci dacă vei tăcea acum ajutorul și izbăvirea, deși Dumnezeu vrea să te folosească, dar dacă tu taci și nu recurgi să ne ajuți, să-ți deschizi gura pentru noi, zice, ajutorul vine din altă parte. Dumnezeu are soluții. Și știți ce vedem în pasajul acesta? Că în vremea de încercare trebuie să facem diferența lucrurilor și a oamenilor. Nu vorbi cu toată lumea în vremea de încercare. Nu, pentru că Estera nu s-a dus și a zis, bă, câteodată ăsta, Haman, 10.000 de talanți de argint. Mă duc eu și-i dau 20.000. Strângeți 20.000 de talanți și mergi și dublezi suma. Că dacă mergi și pui pe tavă 10.000 și 20 la împărat, clar că dacă îi spun împărate, pentru 20.000 lasă-ne în pace. N-o recurs, deși avea posibilitatea. Avea posibilitatea să meargă să negocieze cu Haman. Să-i spună, cam cum e vremea asta acum, nu mai dau exemple, da? Hai să fim toți la masă, să lași și tu de la tine, nu ne omori și tu, uite, vorbim să-l mute pe Mardoheu de la poartă, să nu-ți mai stea acru în gât când îl vezi și facem cumva, îl băgăm prin birouri, îl băgăm undeva, îl trimitem pe teren și cumva să, nu? Vedeți, la vremea de încercare, Estera înțelege că nu orice lucru te poate ajuta, apelează doar la lucrurile care te pot ajuta. A înțeles în vremea aceea că e o bătălie spirituală. Încercarea nu înseamnă bătălie pământească. Chiar dacă ai intrat în faliment, chiar dacă ai intrat într-o situație complicată și ai zis ce că e pământească, dincolo de lucrurile complicate care le vedem cu ochii aceștia, dincolo de lucrul acesta e bătălia spirituală. Și
Și uitați-vă, numai omul spiritual poate înțelege bătălia spirituală. Ăla firesc, știi ce spune? Cât vă trebuie? Vă dau eu. Păi nu ne trebuie să ne dai, că nu ne ajută acum. Nu ne ajută în situația asta. Nu ne ajută când ăsta vrea să ne omoare. Noi suntem în încercare. Când ești cu analizele de cancer, când ești cu analizele rele și doctorul spune că mai ai numai 6 luni, știi că nu te mai ajută nici valiza cu bani? Când primești acasă hârtia și te cheamă nevastă sau soțul, care e nepocăit și nepocăită, nu? Te cheamă la divorț. Nu te mai ajută oricât ți-ar da. Oricât ar veni cineva. Și aici, în pasajul acesta, vedem că Mardoheu și Estera înțeleg că dincolo de sentința împăratului e o luptă spirituală. Oh, ce bine ar fi, frații mei din Elim, dacă am înțelege că vremea aceasta e o vreme de luptă spirituală. Dragi coriști, orchestranți, leviții noștri, dacă am înțelege vremea aceasta, că e o vreme de luptă spirituală. E o vreme în care ne cheamă Dumnezeu să ne organizăm spiritual, să luptăm spiritual, pentru că nu putem birui în vremea aceasta. Vedeți ce se întâmplă, ce legi ne așteaptă și ce se strigă pentru, indiferent cât încercăm noi să credem că vom fi acceptați, nu vom fi acceptați, pentru că se dau sentințe pentru noi și se dau legi. Pentru că dincolo de ce vedem noi, sunt bătăliile spirituale. Dacă am înțelege că alianța care are biruință e alianța spirituală, nu alianța prietenilor, nu alianța banilor, ci alianța care aduce biruința, e alianța spirituală. Știți ce spune? Postiți voi și postez și eu. Se cuplează o alianță spirituală, o alianță deosebită. Dacă am înțelege în vremea aceasta că nu toate lucrurile ne ajută în vremea de necaz. Nu orice lucru. Nu te ajută să-ți mai cumperi o casă. Nu te ajută să-ți mai cumperi o mașină. Că nu te ajută. Când intri în război spiritual, tu ai nevoie de Dumnezeu. Știi ce spune omul din vremea aceasta? Banul te ajută în orice situație. Banul deschide orice ușă. Dar noi, copiii Domnului, știți ce spune? Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Dacă oamenii vin și spun, banul te ajută oriunde, noi spunem, Dumnezeu ne ajută oriunde. Sunt uși care nu le deschide banul. Că moare și doctorul, moare și oncologul, moare, vedeți, sunt uși care nu se deschidă de bani și de prieteni. Dar sunt uși care le deschide numai Dumnezeu. Și aici se înțelege în pasajul acesta. Că Estera, că oamenii din jurul ei ori înțeles că se dă o bătălie spirituală. O, dacă am înțelege în vremea aceasta că e o vreme în care să scoatem strigăte, nu după bani, nu după ceea ce vedem cu ochii aceștia, ci să scoatem strigăte înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să dea poporului său biruință spirituală, să înțelegem că noi avem nevoie de protecție și pe noi nu legile ne protejează, nu, ci Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Uitați-vă, corăbierii din care lor transportat pe Iona s-au luptat pământește până la un punct. Dar știți ce or înțeles? Cât or fost, mă, de păgâni? Știți ce or înțeles? Că nu se poate! Nu se poate! Ori aruncat griu, ori aruncat mâncarea, ori aruncat uneltele. Și până la un moment dat au zis, aici e treabă spirituală. Știți ce or făcut? L-or sculat pe Iona și au zis, zi, care ți-e Dumnezeu? Că se pare că aici e ceva... Ce nu, noi te putem arunca și marea tot nu se liniștește. Aici e o treabă spirituală. De câte ori te-ai uitat în viața ta sau în viața poporului lui Dumnezeu? Să spui, Doamne, să spui, Doamne, aici încercăm omenește să facem ceva. Ați auzit prorocia care ni s-a povestit despre azi dimineață? După 30 de ani. Dumnezeu este Cel care duce la îndeplinire. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru că e posibil ca noi să uităm, dar Dumnezeu nu uită niciodată. Noi căutăm soluțiile noastre, dar vă spun ceva, nu toate soluțiile noastre sunt favorabile în bătăliile spirituale. Pentru că știți ce a zis Iov în capitolul 42 cu versetul 2? Știți ce a zis? Eu știu că Tu poți totul. Și mai spun odată, eu știu, Doamne, că Tu poți totul. Și mai spun o dată în seara aceasta, Elimul știe că Dumnezeu poate totul. Indiferent de ce ne trece nouă prin cap, de planurile noastre pământești, Estera, Mardoheu și poporul s-au dus înaintea lui Dumnezeu. Pământește, noi n-avem putere să biruim încercarea, dar când ne lipim de Dumnezeu,
Dumnezeu aduce soluția. Slăvit să fie numele Domnului. Corăbierii din corabia lui Iona ori înțeles că degeaba aruncăm jos uneltele. Că trebuie aruncat ceva jos. Știți ce ori aruncat? Genunchii. Genunchii ori pus jos și Dumnezeu o liniște mare. Că Dumnezeu a început să, când ei ori tras la sorți, Dumnezeu a descoperit lucrurile, Dumnezeu a dat soluția prin gura lui Iona și marea s-a liniștit. Aș vrea în seara asta să ne cupleze Dumnezeu inima la soluțiile Lui. Să ne cupleze Domnul sufletul să înțelegem că la adunare, și o să vedem acum la al treilea punct, noi nu trebuie să venim la Paști, la Crăciun. Noi nu trebuie să venim la sărbătorile mari. Pentru că vă spun, nu se capătă biruința la sărbători, ci biruința se capătă în fiecare zi cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu în fiecare zi aduce biruință. Slăvit să fie numele Domnului! Al treilea lucru care îl vedem în pasajul acesta este că încercarea ne aduce la părtășie. Încercarea ne aduce la părtășie. Versetul 16 spune așa. Versetul 15. Estera a trimis să spună lui Mardoheu: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și auziți acum. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Uitați-vă ce se întâmplă în încercare. În încercare intrăm în părtășie. Dar nu toți intră în părtășie. Știți că nu toți. Numai cei care știu să simtă lucrurile spirituale. Ceilalți, știți ce zic? Unii postesc, unii tăcuesc. Da, dar nu vă zic ce. Gândiți dumneavoastră, ce să gata tăcuesc, nu? Da, că așa e. Nu toți vor intra la post. Nu toți. Numai ăia care iubesc părtășia. Numai ăia care stau în legătură cu Dumnezeu. Ce dureros să vezi oameni care au fost încercați și nu s-au apropiat de Dumnezeu. Oameni care au trecut prin încercare. Nu au mai venit ani de zile la adunare și îl întreb: auzi, dar nu mai vii la adunare. Și zice: a, păi știi prin ce am trecut eu? Știi prin ce am trecut eu? Că eu am avut un ecaz, eu am avut probleme. Uite, și ăștia au avut probleme. Dar știți cum au reușit să biruiască încercarea și problema? Au intrat în părtășie. Să știți că noi marțea, joia, peste săptămână și la fiecare program, nu ne întâlnim așa numai să ne mai întâlnim și noi și peste săptămână, să nu fie așa ruptură de duminica până duminica. Nu, nu. Și noi marțea la rugăciune venim la părtășie. Cei care duc luptele spirituale vin marțea la rugăciune. Vin joia la casa lui Dumnezeu, ăia poartă războaiele Domnului, ăia stau înaintea lui Dumnezeu, ăia știu să postească. Nu se pot uni, nu se poate uni cel care postește cu cel care bârfește, nu? Că tăcuvește, da? Acum ați înțeles care-i persoana, da? Care-i cuvântul care trebuia pus acolo. Nu, oamenii care postesc întotdeauna se vor uni cu oamenii care postesc. O zis Estera, postiți voi și postez și eu. Postiți voi și postiți. La ce să ne afișeze în continuu literele? La ce să postim? Știți la ce să postim? Știți de ce trebuie să postim? Pentru că Biserica Elim și poporul lui Dumnezeu în vremea aceasta duce lupte spirituale. Și zic, Doamne, scoate oameni și conștientizează-ne să intrăm în lupta aceasta spirituală cu cei care luptă pentru poporul lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului! Uitați-vă, când i-a venit Esterei ideea aceasta cum să proceteze, să-l cheme pe Ahasveros la petrecere, să-l cheme și pe Haman. Când? Că nu a avut de la început ideea asta. Știți când? În cele 3 zile de post. O stat în legătură cu Dumnezeu și Dumnezeu o da soluția. Nu există să vrei să faci voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu-ți vorbească. Nu există să cauți soluție de la Dumnezeu. Dar nu numai când ești în necaz. Nu numai când ești în situație limită. Nu există să cauți să fim voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să tacă. Dați că i-a vorbit Esterei și i-a dat soluția cum să facă. Pentru că întotdeauna războiul spiritual care îl dăm și partea spirituală în care luptăm înaintea lui Dumnezeu va aduce soluția din partea lui Dumnezeu. Tânăra aceasta, femeia aceasta, a primit răspunsul din partea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dați ce interesant că dacă ne uităm la femeia aceasta, o să vedem că în încercare nu a mai încercat să-l cucerească pe Ahasveros. Nu!
Și a s-a îmbrăcat, cuvântul lui Dumnezeu spune, capitolul 5, versetul 1, spune: a treia zi Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești, cu hainele demnității. S-a îmbrăcat și a zis: eu nu vreau să-l cuceresc pe Ahasveros. Deși n-a chemat-o de o lună de zile. Zici, băi, posibil acum când mă vede să-și dea seama cât îi de dor de mine și automat va întinde toiagul și mă va primi. Nu. Își dă seama că e un moment în care nu-l mai poate cuceri și nici nu umblă să-l cucerească pe Ahasveros. Știi ce face? Umblă să-l cucerească pe Dumnezeu. Și inima lui Dumnezeu e cucerită de postul Esterei, de lacrima Esterei. Îi cucerit Dumnezeu de genunchiul plecat înaintea lui. Și Dumnezeu este cel care intervine. Slăvit să fie numele Domnului. Un singur gest rezolva toată problema. Știți care era gestul? Toiagul întins. Împăratul întindea toiagul și orice problemă avea Estera se rezolva. Problema era să întindă toiagul împăratul. În seara aceasta vreau să-ți spun că ceea ce poate să-l facă pe Dumnezeu să întindă toiagul, știi ce îi? Apropierea noastră de Dumnezeu. Apropierea, plecarea genunchiului întinde toiagul lui Dumnezeu. Tu poți în seara asta să zici, da, dar eu nu pot posti, eu nu mă pot ruga, eu am atâtea pe cap. Știi de ce ai atâtea pe cap? Că nu postești. Știi de ce ai atâtea probleme? Că nu postești. O zis o soră, citeam într-o carte de o soră, se plângea la alta și o zis, zice, eu atâtea probleme am pe cap, eu atâtea planuri am, că nu le pot rezolva, eu n-am vreme de rugăciune. Și o zis, de-aia ai atâtea probleme. De-aia atâtea planuri ai și nu le poți rezolva. Că vrei să se facă planul tău. Dar ia spune-i Domnului, Doamne, facă-se planul tău. Facă-se lista ta în viața mea. Că noi tă lista noastră o punem înaintea lui. De plecat genunchiul nu ne plecăm, de citit nu citim, părtășie cu Dumnezeu nu. Dar noi vrem biruințe. Uitați-vă ce lecție primim de la oamenii aceștia. Oameni, un politic care stătea la poarta cetății, arată că știe să plângă înaintea lui Dumnezeu. Știe să strige cu lacrimi amare, cu strigăte amare înaintea lui Dumnezeu. Tu stai înțepenit, ai și tu 10.000, 20, 50.000 de euro și ești înțepenit. Cum să plâng eu la pocăiți? Vine vremea că nu o să mai plângi la pocăiți. Poate o să plângi la spital. Poate o să plângi pe marginea unei gropi când îți duci pe cineva grav, mor la groapă, după o boală gravă. Dar numai bine în seara aceasta, să-ți vezi lacrima și sufletul înaintea celui ce întinde toiagul. Și când se întinde toiagul, se scrie viață, se scrie ridicare, se scrie eliberare. Pentru că al patrulea lucru care îl vedem în pasajul acesta, știți ce vedem? Că în încercare nu se vede puterea noastră, ci se vede puterea lui Dumnezeu. În încercarea aceasta prin care trecea poporul lui Dumnezeu, nu s-a văzut puterea Esterei. Să spui, bă, au reușit asta 3 zile de post. Au reușit și să le convingă și pe slujnicele ei să postească 3 zile. Nu asta se vede. În toată cartea Esterei, în toată Biblia, nu se vede puterea niciunui om, ci întotdeauna se vede puterea lui Dumnezeu. Dacă poporul a fost izbăvit, a fost din cauza puterii lui Dumnezeu. A fost din cauza că Dumnezeu și-a întins mâna peste poporul lui și le-a dat biruință. Binecuvântat să fie numele Domnului. Să știți, Dumnezeu cunoaște trecutul. Dumnezeu cunoaște și prezentul. Și Dumnezeu cunoaște și viitorul. N-ai vrea în seara asta să te pui în planul lui Dumnezeu? Să te așezi în voia lui Dumnezeu? Pentru că, să știți, nimic nu schimbă cum schimbă puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu are puterea să intervină în istorie. Dumnezeu vorbește, se vorbea de ceea ce a profețit Isaia cu 700 de ani înainte. De ce? Că Dumnezeu intervine în istorie. Slăvit să fie numele Domnului. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 7 din cartea Esterei, versetul 8, partea a doua, 9 și 10. Zice, cum au ieșit cuvintele acestea din gura împăratului? I-au și acoperit fața lui Haman. De ce? Că împăratul a început să aducă izbăvirea. A început să rostească cuvintele. Și știți ce e interesant? Când Dumnezeu intervine, la unii aduce pace, pe alții îngrozește. Pe unii umple de pace și pe alții îngrozește. Și Harbona, unul din famene, a zis în fața împăratului, iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului. Este ridicată în casa lui Haman la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis, Haman să fie spânzurat pe ea.
Și au spânzurat pe Haman, pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s-a potolit. Știți ce arată lucrul acesta? Că Dumnezeu e stăpân peste istorie. Dumnezeul stăpân al trecutului, al prezentului și al viitorului. Dacă o întrebai pe Estera, cum o să se rezolve problema? Nu știa. Nu știa nici Mardoheu, nu știa poporul. Și să știți ceva, noi nu știm cum vine izbăvirea. Dar noi știm că slujim un Dumnezeu care aduce izbăvirea. Mărit să fie numele Domnului. Vedeți, Dumnezeu intervine în istorie. Când omul își pleacă genunchiul în încercare, când nu își închide gura în încercare, ci lasă să scoată strigătul ăla amar de durere, să-l strige înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu își arată puterea în istorie. Își arată cum îți duce la îndeplinire promisiunile care le-au făcut acum 30 de ani, acum 40 de ani. Vă întreb, frați în vârstă, cine a crezut când auzeam că și la Timișoara și în alte părți, în vremea lui Ceaușescu, Dumnezeu vorbea că va pica regimul comunist? Cine a crezut? Greu de crezut. Greu de crezut când se spunea că se va predica Evanghelia pe stadioane. Ce ziceai? Cum se poate întâmpla așa ceva? O a dus Dumnezeu vremea aceea. O a dus Dumnezeu vremea aceea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Iosif a spus în vremea de încercare, când Dumnezeu l-a ridicat, știți ce a spus în capitolul 45, versetul 5 și versetul 8? Spune Iosif către frații lui așa, zice, voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a întors răul. Dumnezeu a privit spre mine, chiar dacă am fost asuprit, chiar dacă am fost aruncat în groapă. Zice, Dumnezeu mi-a purtat de grijă și El m-a ridicat. Voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a întors răul în bine, pentru că Dumnezeu întoarce istoria când cineva își pleacă genunchiul. Și știți ce spune versetul 8? Zice, Dumnezeu m-a făcut pe mine ca un tată pentru Faraon. Păi eu vă întreb, Faraon avea nevoie de tată? Și uite că Dumnezeu îl ridică pe Iosif și îl face tată pentru Faraon. Cum se poate face lucrul acesta? Auzi, sclavul să ajungă tată. Și nu la oricine. Să ajungă tată pentru Faraon. Se poate așa? Se poate. Când stai lângă Dumnezeu, astăzi poți să fii un om plin de bube, plin de boală, plin de suferință. Și mâine să aducă Dumnezeu soluția prin tine. Mâine Dumnezeu să te ridice într-un loc în care nu te-ai gândit niciodată. De aceea spun ceva. Intră în planul lui Dumnezeu. Pentru că se pune o întrebare în seara aceasta. Știți ce întrebare se pune la final de mesaj? Dacă vrei izbăvirea să vină prin tine, sau Dumnezeu folosește pe altul? La final de predică vreau să închei cu întrebarea aceasta. Izbăvirea, a fost întrebată Estera, prin tine vrei să vină izbăvirea? Sau va veni altul să ne aducă izbăvirea? Tu alegi. Știți că a fost momentul alegerii? În seara aceasta, știu că stai în locul acesta și te gândești că ai vrea ca izbăvirea să vină prin tine. Dar spun ceva. Stai de multe ori în cumpănă, se anunță botez și ai cererea acasă, scrisă, semnată și n-ai adus-o. Dar tu vrei ca Dumnezeu să lucreze prin tine. Tu vrei ca Dumnezeu să te folosească. Vrei ca Dumnezeu să te folosească? Depinde cum răspunzi la întrebare în seara aceasta. Izbăvirea vine prin tine sau Dumnezeu caută pe altul? Că vă spun ceva, nu suntem unici. Nu. Când noi nu mai avem decât o singură soluție sau niciuna, Dumnezeu mai are încă 7.000. Eu zis la Ilie, când ăsta a zis, am rămas singur. Și a zis, nu ești singur, eu mai am încă 7.000 de care mă pot folosi în orice moment. Am 7.000 care răspund la chemarea mea. Dar n-ai vrea în seara asta să răspunzi din încercarea în care te afli, să răspunzi la chemarea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau să te folosești de mine. Vreau să fiu omul dispus să plătesc prețul de a aduce rezolvarea, binecuvântarea în generația mea, acolo unde m-ai așezat. Pentru că spun, și tinerețea se duce, și banii se duc, se duce totul. Dar ce rămâne? Îi Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu rămâne. Dacă a rămas Estera pentru ceva, pe paginile Scripturii, știți pentru ce a rămas? Pentru loialitatea față de Dumnezeu. Credincioșia față de Dumnezeu. Nu când era căruciorul plin, când era moartea în spate, și era moartea în față. Iar știți ce a zis? Mă arunc în brațele celui care totuși într-o zi m-a luat în brațe. Și dacă mă omoară, să mă omoare. Dar știu că m-a luat într-o zi în brațe. În seara asta, cel care e puternic peste pământ vrea să te ia în brațele lui. Și zice, spune că el nu te omoară, ci el vrea să te binecuvinteze.
El vrea să te strângă la pieptul lui și să aducă binecuvântarea, să te transforme întristarea în bucurie, să transforme boala în vindecare, să transforme amărăciunea în dulceață pentru sufletul tău. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să înțelegem în seara aceasta că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi și Domnul să ne ajute să rămânem în planul lui până la capăt. Amin.